Ce e asta? Dimineața! Dar ce se aude așa tare? Zici că e parte de telefonul? Ce se întâmplă? Stai că mă duc ca prind acum lumina așa frumos să văd unde e telefonul ăla. Aici l-am lăsat! E Gigian! Oare toată lui știe că vorbește cu mine? Oricum, ia să văd. Am tot aici. Bună, Mirela, de ce nu putem, putem vorbi video? Nu putem, pe ceva te zis, suntem pijama leșina. Bine, să știi că am găsit un mod de comunicare cu tine, sper să nu mă audă tatăl meu, dar na. Am găsit modul de comunicare, mereu îți salvez numărul, ți-l copiez, după aceea îl șterg când vine tata în cameră. Ok, ai un plan destul de bun, am ce zice, dar și ce zi azi? Da, știu, e ziua al ei, mi-ar fi plăcut să fiu acolo. Da, e ziua al ei, chiar ce-ar fi plăcut să fiu acolo, nu? Na, mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar e, asta e. Poate o să filmeze cineva sau poate o să fiu un video, poate o să am timp să vă sun video, să văd și eu și să urez și eu la mulți ani. O să încerc eu să văd dacă pot. Bine, acum ce vrei să faci? Păi mă duc să pregătesc tortul, să cumpăr lucruri pentru tort, să cumpăr cadou, invit oamenii și gata. Ok, Mirela, vreau să zic ceva. Chiar ești un om foarte bun. Ajuți toți și oamenii mereu. Tu ești cu adevărat miraculoasă. Tu ai putea să fii Buburuza. Ești la fel de bună ca Buburuza. Să ai o zi bună, super Buburuză. Ne auzim dacă vrei când e ziuali să mă suni și pe mine, ok? Ok, pa, Adrian. Pa, Mirela. Wow, ce frumos. Da, acum să mă duc să-mi întind părul, să mă schimb, ca să fie totul ok. Ok, frumos, unde pe ăla de întins părul? Uite aici, perfect, pielea mea. Ia, acum să dau. Ok, mi-au și niște haine de aici, perfect, așa, gata. Gata, mi-am luat o salopetă nouă, deoarece m-am gândit să mă schimb și eu un pic hainele. Mi-am luat o salopetă nouă cu ghiozdanul și poșeta mea în care o ascund pe Tiki. Mi-am făcut și un păr nou și acum e timpul să mă duc să pregătesc totul, deoarece eu sunt un fel de Buburuză. Apropo, Tiki, dacă Tiki nu poate să mă transform uza, poate cu un pic de nou, cu un talisman, o să poate îmi dă un tort magic, care poate fi lăsat pe jos chiar dacă nu se transformată. Bine, nu te nerva, Tiki. Hai, ascunde-te. Așa. Ok, ia să vedem ce cumpărăm aici. Cumpărăm Doritos, cumpărăm de toate, pentru tortul meu special și pizza. Ce mai cumpărăm? Niște lapte frumos ca să facem pentru tort. Ce mai cumpărăm? Niște suc. Nu se poate să nu fie niște suc la o petrecere. Totuși, niște suc la petrecere. Nu se poate să nu fie. Nu știu cât costă. Asta nu costă numai 20 de lei. Ok, plătesc acum cu telefonul. Ok, gata, am mers. Ok, mulțumesc, la revedere! La revedere! Ok, acum vreau să mă duc să iau cadou și... Da, o să las un coșul aici, frumos, și acum o duc să iau cadou! Că știu că aici pot să găsești foaie de cadou foarte mare și pot să găsești lucruri perfecte. O să-i placă la nebunie noul telefon al ei. Îl pun acum în pachetaj de cadou. Perfect, acum că l-am împachetat, trebuie să mă duc acasă, fac tortul, după mă duc în camera pentru festivități, ca pentru zi de nașteri, de ce am închiriat-o, chem invitații și gata. Bine, o chem și pe Alia, care din păcate nu știe asta, dar... Da, dacă nu aș, dacă ar fi la noi, fi surpriză, nu? Așa că, de asta i-am zis, pot să mă duc acum, pun cadou aici, perfect, și acum pot să fac tortul.
Ok, deci mă pot să fac tortul perfect aici. Ok, deci am pregătit tort și vată de zahăr. Deci tort și vată de zahăr. Acum mă duc, am lăsat cadoul la festivități. Acum mă duc să chem invitații. Stai că-mi iau telefonul acum. Să chem toți invitații. Să-l chem și pe Adrian, chiar dacă el nu poate veni măcar în video. Alo, Adrian, poți să vii video? Da, pot. Ok. Ok, mulțumesc. Te sun eu când e, ok? Ok, pa. Pa. Ok, sunt pe Lily. Hai, totuși îi dau o șansă. Alo, Lily! Lily, ce faci, fată? Hai, dar ești invitată la ziua Aliei. Bine, fată, hai că vin. Ești ok, da, ok, oricum. O sus și pe Alia, ca să o invit și pe toate cele 10 persoane. E frumos. Alo, Alia! Poți să vii, te rog, la sala de petrecere? S-a întâmplat ceva groaznic cu mine. Ceva atât de groaznic, nu s-o vină să crezi. Ce s-a întâmplat, fata? Păi, ce să vezi? Am găsit un yo-yo de la Pupuruza. Ce? Acum vin. Ok, că aștept repede. Hai repede până îl ia cineva. Știam că va merge. Deși ea știe că eu sunt Pupuruza, știam că va merge tricul ăsta. Ok, punem și vata de zahăr frumos. Acum așteptă pe Alia. Să fii cea mai mare petrecere din lume. Ok, acum chiar e montat totul. O aștept pe Alia și pe invitați. Oh, ce m-am obosit să vin până aici. Ia să văd ce... Wow! Cine să trăiască? Cine să trăiască? Cine să trăiască? Cine să trăiască? Alia să trăiască! Alia să trăiască! La mulți ani! La mulți ani, Alia! La mulți ani! Wow, chiar v-ați amintit de ziua mea! Sunteți cei mai buni prieteni din lume! Mai ales tu, Adrian, ce-ai făcut timp să fii video ca să-mi zici la mulți ani! Probabil trebuie să pleci, nu? Deoarece tatăl tău, da... Nu trebuie să plec. Am vorbit cu tatăl meu și este de acord cu asta. Chiar e de acord? Yay! Yay! Chiar ai vorbit cu tatăl tău? Vorbim noi după. Ok, ok, bine. Hai, fată, să deschizi cadourile! Acum vin, fată! Ia să deschid cadou! Wow, ce cadou ăsta! Ia să deschid! What? Nu pot să cred așa ceva! Un telefon nou pentru Bobo Vlog! Nu pot să cred! Cine mi l-a luat? Cine mi l-a luat? Cine mi l-a luat? Cine mi l-a luat? Ia ce l-am luat, fată? Ei, Mirela, e cea mai bună fată din lume! E cea mai bună prietenă din lume! Acum pot face Bobo Vlog pe două telefoane! Și eu mai ales o să se vadă totul mult mai bine pentru Bobo Vlog! Yay! Yay! Sar în sus de fericire! Sar în sus de fericire! Sar în sus de fericire! Ha, am adus cafea cu mine ca să-i torn pe bloca aia urâtă. O să mă duc acum. La mulți ani, Alia! La mulți ani, Alia! Uite aici tu, fată, că ești tu cea mai importantă. Ia tu de aici, că ești tu cea mai importantă. Ia de aici. Mirela, de ce ai chemat la petrecere? E cea mai rea, Mirela, mă mură pe toți. O să merg sol la primărie, că știu că ea e fica primarului, se crede ea cea mai importantă. Ia că mă duc acum. Ce-i asta acum? Nu! Nu, nu-n miraculos! Doamne inversatoare, eu sunt Hakmat. Te-ai săturat ca cineva să strice zilele tale perfecte?
să te umilească, îți dau puterea să inverseze acest lucru rău în bine. Cer în schimb doar miraculos bubuluzii și alimentar noir. Avem o înțelegere? Da, Hakmat, vor plăti toți! Toți vor plăti! Începând cu Lili Ticăloasa! Acum, toți vor fi să respecte bunătatea oamenilor! O să mă duc și o să inversez pe toți și răi! Și mai ales pe Buburuza și Motan Noir, deoarece sunt niște oameni oribili! Oribili! Fata, tu ești Alia! Nu mai sunt Alia! Sunt doamna inversatoare! Dar nu-ți face griji, Mirela, nu e vina ta că tu credeai că... Lili va fi și ea bună, măcar o dată în viață. Și eu și grijă la fel. Nu e vina ta, e vina ei. Asta o să-i fac inversare. Inversare! De la rău la bun! Wow, ce frumos e lumea! Ce frumos e aici! Wow, ce frumos e aici! Mă duc să ajut lumea! Ok, asta nu e neapărat o mare pierdere. Inversare, telefon de la Adrian bun la Adrian rău. Ha? Ok, e foarte rău, e foarte rău. Unde fugi, Mirela? Fug de tine! A dat inversare! De la fugit, l-a întors. Ha? Ha? Nu m-ai prins, nu m-ai prins, nu m-ai prins, nu m-ai prins, nu m-ai prins. Nu m-ai prins. Oh, nu, de vite să-mi depozitezi prietena. Ea știe că sunt Buburuza, o să-i zică lui Hopma dacă își amintește. E timpul să mă transform. Tiki, transformarea! Da! Ok, acum că m-am transformat, pot să mă duc rapid sau să depozitez rapid. De trebuie ce să mă vadă. Of, of, s-a schimbat costumul, văd. Încă n-am mască. Of. Inversatoare, te rog eu, putem găsi o cale, te rog eu, putem găsi o cale. Ce cale să găsim? Nu vezi, schimb lumea în bine. O schimbi rău, o schimbi rău. Dacă faci un om rău să devină bun, asta nu înseamnă că nu cauzează ceva în lume. Gândește-te așa, dacă ai o pereche de pantofi rupti și tu le dai inversare să fie bun, cineva poate are nevoie de ei și tu iei acest dar. Gândește-te doar la asta. Alia, tu faci Bubu blogul, sunt cea mai mare fana ta. Mama bună la canalul tău de 8 ori, de pe 8 conturi și de pe, și de pe iuiul meu. Uite-te doar aici. Bubu, telefon activat, uite-te. Nu vreau să mă la nimic. Bubu, nu zic și tu ești la fel de rea ca ei. O să dau și ce inversare de la rea. Rabună! Inversare de la rea la bună! Ajutor! Nu, să mă facă rea! Nu! Inversare! Nu! Trebuie să lupt cu asta! Trebuie să lupt! Nu pot să fiu rea! Nu! Mă dăvăr! Este că e ultimul meșaz pe care pot să-ți dau! Ajutor! M-am săturat să las pe tatăl meu să mă controleze. Acum, din cauza lui Motanoar, nu poate apărea în Brookhaven, deoarece eu sunt acum în Lifetobia. Nu pot să cred așa ceva. Și Buburuza are nevoie de mine. Și Alia și Mirela au nevoie de mine. E timpul să mă transform și să mă duc acolo. Dar cum vei explica apariția lui Agent acolo? Găsesc eu o scuză. Black scoate ghearele. O să mă duc să-i zic tot lui Mirela că sunt Motanoa și că pot veni la ea. Ding dong, ding dong. Și ce? Nu mai dau niciun ding dong. Gheara! Ce-i asta? Ceva nu pot face, de ce oare? Stai să-mi iei telefonul. Doamne, domniță, ce a zis? Domniță? Uita, ajutorul să te vire de la cauza inversatoarei. Mă păzesc pe tine să mă salvez, te rog! Oh, nu, am întârziat prea mult. O să-i zic o limire la altă dată sau poate niciodată. Trebuie să mă duc după a mea domniță. Domniță, vin! Inversare de la om la mutant! Nu-l mai prins. Nu mai calm mustăcile, coada, nimic. Ah, nu!
De la unde ai tu prea mult? Ha! Inversare! De la... La pisică! Ha! Sau la mutan! Mau! 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 Of! Of! Unde-i și mutanul ăsta? Că n-am nevoie de el! Că nu l-am văzut deloc! E tipul să folosesc puterea ca să înving singură pe doamna... E foarte bună la inimă și vreau să fie rea. Talisman norocos! Ce pică, ce pică, ce pică? O foală de cutie! Dar ce să fac eu cu hârtie? Nu mă o să o rup! Ce să fac eu cu hârtie? Ha! Stai! Ha! Trebuie să mă controlez! Nu! 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 Foaia de hârtie! Stai de hârtie! Ridicolă! Extrem de ridicolă! Scrisoare lui Aria și o să fie pe numele lui Mirel, lui Lili, în care își cere scuze. Dragă, ah, dragă amărăciune, nu, dragă, dragă Alia, doamnă inversatoare, ah, ce greu e! Te rog eu, revin-o la tămal, cu drag. Ok, acum trebuie să mă bazez pe aruncătura mea. Ce? Ce e asta? Am uitat la ea. Ce-mi trimite mie aici ea? Dragă doamnă inversatoare sau Alia, cum te-o chema, oricum nu-mi pasă. Af, deja mai nervează să dar o să fiu din nou acmatizată și sunt acmatizată. Te rog eu, revină la normal. Îmi cer scuze. Eu, Lili. Adio. Are dreptate, te suiesc. Acum îți ia spate ridicole înapoi. Bumurul să ia talismanul. Acum îți ia spate ridicole înapoi. Nu! Nu! Ce s-a întâmplat? De ce mă comport ca o pisică? Buburuză, de ce mă comport ca o pisică? Practic ai fost inversat de inversatoare, dar norocul doamna inversatoare care să te poți da singură. Ok, să zicem că da. Pate! Pate! Pa, domniță! Pa, nemutan! Iubesc când îmi zice așa. Planul meu e șoat, dar nu contează. Mirela, ce faci aici, Mirela? Tu! Cere scuze acum de la Alia! Mi-e frumos ceea ce ai făcut! Ok, ok, o să-mi cer scuze. Nu sunt atât de fără inimă. Alia! Îmi cer scuze! Îmi cer scuze, Alia! M-am comportat așa deoarece... Nu știu am dat niciun cadou. Și mă credeam că dacă o să fiu rea, asta o să fie cadou. Îmi pare rău. Scuzele tale sunt cel mai bun cadou adus azi, Mirel. Sunt cel mai bun cadou, cadou adus azi. Suflă la tort! Suflă în lumânări! Suflă! Suflă! Ok, o să suflu. Îmi doresc să... Poate să-mi doresc a doua dorință, poate să fie să... Poate și Mirel odată să-l înfrunte pe tatăl ei gen. Te-am auzit! Iii!